Gabriel Santa nu va mai candida nici măcar pentru un post de consilier local la alegerile locale din iunie, deși are la activ câteva mandate de viceprimar. Președintele PSD Gorj, Florin Cărciumaru, a explicat că Gabriel Santa dorește să se concentreze pe afaceri și a decis să se retragă. Potrivit lui Florin Cărciumaru, nici celălalt viceprimar, Ioan Roman Bărbuți, nu va mai candida pentru un nou mandat, ci va rămâne doar consilier local, pentru că va ieși la pensie. Liberalul Matei Nădrag va fi unul dintre viceprimari dacă USL va avea majoritate în Consiliul Local Târgu Jiu. Pentru celălalt post de viceprimar se bat Adrian Tudor, Traian Pătrășcoiu și Aurel Popescu de la PSD. Până în momentul de față și-au manifestat intenția domnul Pătrășcoiu, domnul Popescu Aurel și domnul Tudor Adrian. Nu depinde de mine, ci depinde de ei. Și pe baza unui vot secret să stabilească pe cel care va fi viitorul viceprimar în locul domnului Roman. Adrian Tudor, consilier municipal și unul dintre cei trei PSD-iști care ar putea ocupa cel de-al doilea post de viceprimar, a declarat că este onorat de această nominalizare. Sunt onorat că sunt nominalizat pentru o astfel de poziție în viitor. Aș vrea să precizez că nu este o bătălie între cei trei care suntem, să spunem, deocamdată nominalizați din partea Partidului Social Democrat. Eu încă nu sunt sigur dacă domnul vice Roman va lua decizia să nu meargă mai departe. Este președintele nostru de organizație și va trebui să-și spună punctul de vedere. Deși oficial s-a declarat că cei doi viceprimari în funcție s-au retras din motive personale, se pare că aceștia nu mai sunt favoriți pentru a ocupa aceste funcții, dat fiind faptul că ambii au refuzat să comenteze această decizie care le-a picat cam greu.